Ok, deci bune, sunt Sebastian, iar astăzi o să vă fac un tutorial mic care n-a probabil toată lumea și numai că îl fac, na, de ce nu? Deci, uitați ce este tutorialul. Trebuie, dacă vreți să vă schimbați regiunea, adică din Europa în America de Nord, trebuie doar să apăsați pe butonul ăsta din dreapta jos și aici selectați care vreți și gata!